După o dimineață în care băieții s-au bucurat din plin, ceva anunța că starea de spirit a lui Blaze s-a schimbat la 180 de grade. Yo! Ne vedem, mă duc acasă. Unde? Mă duc acasă. Ah. Eu plec, ba. Unde pleci? Sus, unde pleci? În cameră? Acasă. Nu cred. Dă-ți dai când te credem. Ce cu el? A venit și a zis scuze, băieți, eu plec acasă, dar... Îngrijorați de anunțul făcut de Blaze, băieții începeau să-și facă griji. Ce face Blaze? Uiteți că plec acasă. În timp ce toți se întrebau ce s-a întâmplat, Blaze stătea retras în camera lui. A făcut acum un prank la băieți și am zis, eu plec acasă acum. Ce mai bun actor. Blaze, ce faci? Plec acasă. Dar de ce? Nu știu ce am făcut. Bă, glumești. Cu dușanile cuiva, le dai cuiva. Nu știu ce am zis. Am zis ceva greșit și plec acasă. Dar nu vreau să pleci. Ce o să fac? Haide, mă. Dar ce-i zis greșit? Ce-ai făcut? O să vorbim după, nu știu. Oricum, ești fost foarte... Băi, du-te, mă, de aici, că nu cred. Nu glumeți, hai! Hai! Du-te, mă, de aici, bă, am, că nu pleci, n-ai, nu pleci. A fost un prank. Băi! Restul, zi, please, plec acasă, hai! Stai să ne revin. Băi, te omor. Fițară, gluma de râs. Unde este restul? Dar prietenul la nevoie se cunoaște, iar Liviu pare a fi de încredere. Merge acolo, zi, hai, du-te la Blaze, el pregătește să plec acasă. Bine, gata, mă înțeleg. E o problemă cu Blaze. Ce, mă? Am fost sus și își face bagajele, nu ți-am văzut, nu știu, aici afară, a zis că ceva e în regulă, nu știu ce a zis, nu știu ce a făcut. Păi ce s-a întâmplat? What? I-a zis cineva să iasă afară, dar după aia... Ce faci, mă? Plec acasă. Păi, de ce? Nu știu ce am făcut. Am zis ceva greșit. La cine? Te-am zis. Ce s-a întâmplat? De ce pleci? La bucătărie am zis ceva greșit și în cazul ăsta să plec. Bă, cum să pleci, mă? Nu, cum? Ce ai zis greșit de... Oricum, sunteți foarte, hai. Bă, eu nu cred că pleci. Băi, pleci, serios, mă? Băi, pleci. Nu pleci, bă. E serios? Eu nu cred. Băi, pleci. Bă, serios, nu plești. Băi, nu pleci. Băi, nu, cum să pleci? Hai! Ești bun? Hai, pleci. Bă, nu pleca, bă. Cum să pleci, mă? Eu nu cred, sincer. Nu. Un prank. Ce nu de aici, dracule? Băi, tu... N-am plăs fraiere că te-am zis să duc de aici. Ce manevră are, băi, eu nu... Hai, vă pune să plângă. Da, frate. Eu nu l-am crezut. Sunt un actor, haide, hai. Doi zile, stau aș până mor. Te-am crezut. Hai să agățim, hai, ne vedem. Nu, hai curte că avem treabă. Sub deviza după faptă și răsplată, pe băieții încercau un gând buclucaș. Băi, ne-a copt oaz bine, hai să-i facem, stai. Ce vrei? Stai să o gândim. Bă, deci pe mine m-a făcut de îndătură la cânile, mă crezi? Pastă de dinți. Pastă de dinți? Era schema aia că îi umplai palma cu ceva, după aia îl gândileai la nas, da, și... Da, cred că, și asta trebuie să fac. Haideți. Pastă de dinți. Haideți. Dă un pic aici. Am ușor să nu facem gelăgie. Ați luat un șervețel? Da, am luat. Și uite așa, cu un pas ușor, planul e dus spre împlinire. Asta dacă nu cumva Blaze este și el pe fază. Ce-a făcut, Doamne ferește? Ce-a fost asta? Crema, pasta de dinți. Dar cum ulciorul nu merge de două ori la apă, de acum Blaze e pregătit pentru orice. Trebuia să o facem și noi ție. Ne-ai făcut-o rău astăzi.
Începutul lunii aprilie a adus precauție în casa mireasa, dar farsele deveneau motive pentru a contesta adevărul sau minciuna. Oricum mi-a zis Alina niște lucruri interesante despre fetele voastre, despre Andreea, despre Iza, despre Maria, în mod special. Pe mine m-a pus pe gânduri așa puțin. Adică, nu știu, a zis că a mai vorbit cu ele și că a observat așa niște chestii, dar de principiu ce a discutat cu ele mi s-a părut ceva ciudat așa. Zi-mi despre Andreea, rapid. În mod special, nu știu. Iza, ce Andreea? Iza. Mai mult mi-a povestit de Maria, că avea pe cineva pe afară, doar că a venit încoace, nici nu știu exact de ce. Și Iza? Iza tot primește flori de la un fost care că ar fi destul de... Am știut asta, am știut. Da, ci că nu e chiar atât de fost. Nu, mă. E mai mult un fel de... Actual. Ce? Așteaptă să iasă. Cum ea știe asta? Bun. Despre Andreea? Glumesc, mă, nu mi-a zis nimic. Despre însă de la vorbe la fapte nu e decât un singur pas, iar asta depinde de intenția de a-i face cuiva cu adevărat ziua mai frumoasă. Ce e pe aici, frate? Dar ce e pe aici? Ia-mi bună, îți dai drumul. A, cine a făcut? Nu, da. Stai, mă! Bă, ăsta a stricat pe unul, mă. Cine a făcut asta? Păi e meu, zici tu, al meu. Unu, eu înțeleg că e 1 aprilie, dar cine mi-a stricat pe unul? Cum l-a stricat? A băgat făină în el. Ce, bă? Nu fac asta. Adică tu ai făcut? Eu îl folosesc. Și eu îl folosesc, îmi pui, vei. Și cine a băgat făină în el? Cine a băgat făină în el a rămas un mister nedezlegat deocamdată. Dar vă prezentăm ziua de 1 aprilie în plenitudinea sensului ei primar. O, ce le facem asta, ce le facem. Fetelor? Da. Ce năzbutii mai faceți voi? No. Nu vă dați că veniți așa amuzate și ați făcut ceva, simt că ați făcut ceva. No. Nu, ai simțit prost. Aha, vrezea, dar asta nu ține cu mine. Am zis că eu am nepoți și eu trebuie să mă pun în mintea lor. Vine cineva? Nu vine nimeni. Tu dai cu seama de faci treaba asta înainte de live. Ce crize n-am făcut până când își face părul. Continuăm lista de conspirărilor cu Blaze în prim plan, pregătindu-i lui Valentin o nefăcută de-a dreptul usturătoare, ce nu putea fi prevăzută în niciun caz. Da? O să fac duș la fete, nu aici. Diseară, nu? Blaze, eu zic să aștepți până când vine Cosmin încoace și după aia să te bagi repede la duș. Care lasă ăsta așa? Bă! Cine lasă ce? Nu mai lăsați! Valentin, că am ars de la un timp. În pui mei. M-am ars și eu astăzi, exact la fel. Rămân fără mână, sunteți nebuni? Vezi că ești scos din priză. Bă, ești nebun! Acum ești scos din priză. Blaze! Dar Valentin nu e singura victimă. Dincolo de suspiciuni, Marian și Blaze îi pregăteau o farsă lui Liviu. Nu-și mai e omul ăla din... Da, ca de obicei, firul de călcat lăsat de Blaze într-o parte să pun eu mâna să mă ard. Din precauție, Marian și-a luat tălpășița, lăsându-l pe Blaze să se ocupe de detalii. Nu cred! Da, dacă l-am vreau! Vezi că uleiul ăla ți-l dai greu din cap. Când o să ai într-o să mor? Trebuie să fii în gardă maxim. Se poate întâmpla orice. O să văd ce se întâmplă. Ai auzit, fetele, tu? Da, tot au. Aflat sub influența imaginilor senzuale surprinse în casa fetelor, băieții nici că mai aveau liniște sau somn. Întreg universul conlucra împotriva lor. Ce glumă, bă, băiatule, bă, ce glumă, bă, ce glumă proastă, bă. Firaria de inimă să fie proastă, mai inima asta mea. Eram și eu liniștit că ea nu e acolo. Și uite că a apărut și ea. Odată pacea interioară risipită, gravă fiind situația, se cerea analizată până la ultimul detaliu, implicând toate părțile vătămate. Prima dată l-au pupat, da, toate, și după aceea au dansat, știi? Da, să mă mai cu deasă, nu mai vreau să văd, că am văzut destul de deasă, înțelegi? Pe care ea a zis a fost un joc. Hai să jucăm. Nu vreau, mă, să mă joc cu inima mea. Îl vede maică-mea, taică-mă, cum ea îi face așa pe față la...
băiatul ăsta. Încrederea nu e o zi, e what you do when no one is around is who you really are. Ce faci când nu e nimeni când pe jur? Și cu cât probele se înmulțeau, cu atât cazul devenea unul mai dificil. Marian era cuprins de febra explicațiilor. Păi, stai că asta, cum ai zis tu, nu a fost tot, noi n-am văzut, e zero ce am văzut noi. El a stat pe scaun frumos, fetele au venit, fiecare l-a pupat după o dată. Mai dați-le ce trebuie, că fac treabă bună. Mamă, și el mâine vine cu noi în casă. Și când o veni, are tot respectul. Nu, după n-are cum păcat tămâia pentru mine, nici bine, nici joc. Da, mă, da, a avut tu peul. Da, a fost întrebat dacă o să bage în relații care sunt deja, știi? Da. O să mă tușa, să vă mutați cu părinții, da, să ajungi la Maramureș, că noi suntem muzicanți mele la cântat, mă. Astea ce fac când stau acasă singură? Înțelegi? Unde ești? Acasă, dorm. Îl fac pe unul cu scaunul și îl pup. Aș vrea să vină o fată și să vadă cum ne purtăm noi. Ce să mă uit eu pervers sau lasciv la una? Noi am fost cumins calm, am râs, am glumit. Și nu avem relație niciunul. Da, sunt curios acum cine doarme lângă Bogdan. Să dea domnul să doarmă lângă Ana Maria, că n-are nicio șansă să doarmă. Poate că acum au ascuns toate fetele pozele cu noi, le-au băgat în geamantan, mâine le scot înapoi. Acum, fără nicio supărare, frate, dar Adelina era cea mai limbă după Alin și Adelina a fost printre cele mai implicate în toată treaba aia. Niciodată nu-i vină băiat. Nu poți să iei cu forța. Nicăieri, întotdeauna femeia. Dacă nu ridică... După ce acuzarea și-a încheiat pledoaria, o singură concluzie rămânea în picioare. Liviu se pregătea să emită un adevăr incontestabil. Eu cred că una din ele va fi cu el. Din fetele din cuplu. Cu el, na. Bă, ce înseamnă dacă s-o spart cioburi? Înseamnă că o să am noroc, nu? Da. Deja ați norocos, 15 nu? 15 ani de zile să. Iar dacă unii spărgeau ghinionul cu mâna lor, alții doreau să rescrie trecutul. Ceea ce inițial fusese un bilețel de iubire, prevestea acum furtună. Mai bine scrie aici. Scrie aici, da. A doua zi în gala de sâmbătă a urmat, bineînțeles, și confruntarea. Iar toate necazurile erau verbalizate, fără menajamente. M-a pus pe un taș, ce nu înțelegi? Păi și de ce ești așa supărat pe mine dacă asta trebuie să facem? Dacă n-am probleme cu băiatul, respectiv, cu gesturile tale, aia am mâinile lor. Nu fost odată, nu fost de două ori, nu te obliga, nu te prinzi nimeni să faci chestia asta. Eu nu făceam chestia asta. Dar odată, dacă să mai văd ceva sau asta, nu mai țin cont de absolut nimic, nici nu mai vreau să... Te văd după aia, jur. M-ai supărat maxim. Eu dacă eram acolo și cu voi, făceai asta? Păi în continuu strigam. Da sau nu? Făceai asta? Nu. A fost pentru o farsă. Deci știai că mă deranjează. A trebuit să mă duc. Nu a trebuit. M-a trebuit. Nu a trebuit. Nu stai nimeni în cap, nu te dai nimeni afară de aici. Puteți să mă dai afară de afară în emisiune, că spuneam dați-mi afară, eu nu mă. Comportă-te când ești fără mine. Da, mă comport ca și cum ai fi cu mine, oriunde aș fi. Și tu când ești fără mine, te comporți ca și cum ai fi cu mine. Când agățam eu așa, el nu știa ce e. Pe bune, să găsești multe răzdabele iubitului. Și să fii un domn, că nu suntem aici în mahală. Știi că o să fiu supărat. De ce ai făcut asta? Lasă gelozia. Băi, nu, băi. Ți-am zis, eu nu sunt ca tine. Eu cred de la început. Dar dacă tu faci ceva de mă superi, nu mai cred. Dar încrederea ți-o dau de la început. Și te-am dat-o. Ai dat? Da, toată. Doar m-a deranjat, nu am spus că nu am încredere în tine sau cum ai fi înșelat tu cu el sau nu vorba de înșelat, niciun că asta zic. Doar că m-a deranjat faptul că te-am văzut așa mângâindu-l, știi? Fraierule. Nu ți-a să iei de el din capul tău și nu cuiva cu cineva, că nu-i cam. Are noroc că mi-e dragă să moră, mi-e chiar dragă de... până luni început. După ce au terminat curățenia din bucătărie, Maria și Ana Maria au plănuit să-i facă Roxanei o farsă. Toate bune și frumoase, însă la ușa distracției, o confuzie era pe cale să se producă. Nu mai avem femeie. Hai că iese din lădu. Bine, de mă lăsă. Un pic de mă. Nu, că nu se lipește. Ba, da. Hai, am găsit asta. Asta. Hai, Adelina!
Mamă, te se supără, Alina. O să creadă că m-a aruncat și mi-o iau. Ieși. Nu crezi că e Roxana? Am avut cu Vasudia, Adelina. V-am văzut, fraierelor. Să știi că n-am fost noi. Când? Cred că n-ați fost. Băieții au trimis un mesaj. Pa, bună noapte. E nervos. Hai că nu e chiar așa supărată. Dar să-i fel de lasă că vă fac eu. Doar că vă întorc în zecit. Asta dat tot. T-am zis, să-i fel de lasă că o primiți voi înapoi. Varte vă. Era trecut de ora 3 în noaptea de miercuri spre joi, când din lipsă de somn Alina și Costinela puneau la cale o farsă dedicată special lui Radu. Eu încep să fac chiar așa din gât, stau în pat, după aia încep să mă ridic și merg prin casă și fac, știi? Și tu să spui, treziți-o pe Alina că-i somnambulă. Zis și făcut, iar fetele se întorceau în cameră pentru a-și pune planul în aplicare. Și bineînțeles, Radu încerca să deslușească zgomotele ce-i tulburau somnul. Însă victima fetelor părea că doarme neîntoarsă. Doamne, iartă-mă, o fi pe sân. Ce te stresești? Asta-i sunt, doamne. Lasă-mă să fie. Alina! Pă... scările. Dă-i pace, las că șurim. Eu am crezut că faceți la mișto. Dar acum, adică, e prima dată în viața acum de aici. Ați mai văzut acum? La ea, tot așa? La ea. Mai dor, dacă poți. Deci frică să mai dau. Avem fantome prin casă. Ai uitat ce-i zis? Și după ea, că și-am nevoie. Nu știu. Dar dacă nu-i somnă, ce-i fac pe mama? Am uitat să zicem că așa mai facem. Mi-e frică să-mi pățească ceva. Ce-i casa mireasa nu numai iubirea aduce bătăi de cap, ci și atenția precară la unele aspecte legate de intimitatea igienei. Ai folosit asta? Nu. O fi curs apă pe el, dar nu, eu nu l-am folosit. Apa a fost mult de spolat, mult. Nu, n-am folosit. Eu cred că așa m-a pus a folosit și a dat să... Asta posibil. Deci da, știi pe unde deja. 100% cineva a folosit. Printre picioare. Eu te asigur că nu l-am folosit pentru că m-am epilat și am folosit din ăla de bai. Cosmina, tu ai făcut duș aici la băieți? Nu încă, m-am revigorat. Ai făcut? Nu. Ai văzut, mă, poza aia de la box? A zis că n-a făcut aici, a vrut să facă, dar n-a mai făcut. Cine a vrut să facă bai cu aia? Nu, a vrut să facă baie aici și n-a mai făcut. Eu trebuie să nu-l mai lași acolo, că oamenii nu știu ce e, respectă lucru altuia. Dar nu cred că să... Swear I didn't use it. Mă, dar cred că cu buretele ăla n-are cine să se spele unul de la altul. N-are. Voi ați făcut duș la băieții acolo după ce au plecat băieții?
că Blaze e supărat cine s-a spălat cu mopul lui ăla. I-a făcut Liviu o glumă. I-a turnat șamponul ăla. Auzi, mă! Ai auzit? Auzi că ți-a făcut Liviu o glumă, ți-a pus șampon pe ăla. Liviu, înainte să plecați, ți-a pus șampon pe ăla. Dar asta nu e o glumă, că au mai fost discuții legate de burete. Da. Păi întreabă-l. Du-te și întreabă-l. Asta e nasol, că au fost discuții legate de burete și buretele alea le-am dat eu lui Blaze, tocmai pentru că Liviu l-a folosit pe al lui. Urât, păi știa că face, că îl mănâncă în fund și pe Liviu. Păi eu ce zic, știa că face urât și pe mai multe. Liviu, da. Tu ai pus șampon aici? Nu. Cum e nu? De ce? Au zis că tu ai pus șampon. Cine aici? A zis? N-ai pus sau n-ai pus? Am pus, mă. De ce? Nu mă faci. Ți-am zis ție ca să mă spălate cu el. Ți-am zis că mă spălate cu el. Da, dar și tu știi, dar nu-mi place asta. Am glumit, mă, cu tine. Dar cum nu glum cu bure? Dar nu m-am spălat cu el. Știu, dar ce să crezi? Da, mă, tu cu apă și folți, că noi ți-am dat cu rahat. Am dat cu rahat acolo. Dar nu mai. Data viitoare mă spăl cu la fundul ăsta. Dar nu mai. Data viitoare mă spăl cu el. Vorbesc serios acum, nu mai. Mă, că am glumit, m-am pus șampon, n-a fost altceva. Cum poți să știu că ai glumit? L-am zis la băieți, au văzut băieți. Cine a văzut? Pe cine ți-a zis? Dar nu mai faci asta, nu-mi place. Bine, mă, nu mai pun șampon, promit că pun gel de duș data viitoare. Intenționa să ceartă băieții. Ce să faci? Nu mă interesează. Dacă vezi mâine. Bine, eu la capăt, te rog frumos, play. Mai ție ce trebuie cu buretele lui Blaze? Zii tu mie. Știu că se îndrează cu spală băieții la fundul ăștia. Să știi că au mai fost, mă, discuții. De ce faci glume de astea? Ai, mai ne-am pus am pus șampon. Păi nu, șampon, dar știi că se că dacă mă spălam cu la funduleț, era altceva. Da. Vreau să-ți cumpăr un burete de sârmă. Nu vreau, că nu mă spăl cu nimic. Dar te dai, las că spun piper în crema depilatoare. Ca spin piper în crema depilatoare? Nu am zis, da. Nu mai face gluma de aia. Nu se fac, doar știți că ați avut discuții cu buretele. Dar cineva să ai pilat cu buretele lui. Dacă a fost prima oară, o să înțeleg, e un prank. Dar noi am cetat din cauza asta la live și ai mai făcut și din nou. Și n-am glumit noi că se spală băieții la funduleț cu buretele. Da, a fost atunci și acum, de ce mai face asta? Am glumit. Ai burete de la mine. S-a făcut o farsă. Uite-o, bă! PC, vină aici. Toate soarele, toate iarfele, 24 de carate, oinelele mele. Toate soarele, iarfele, 24 de carate, oinelele mele. Da modo, da modo, se vede, da modo, da modo, da modo, pense tot. Da modo, da modo, se vede, da modo, da modo, da modo, pense tot. De cigă, 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 să ne distrăm până soarele răsare, ne răsplățăm de viață, ne bucurăm. Viață bună, ne răsplățăm. Bravo, Giorgio! Yo, I'm Lenuta, let's go. It's Mama Lenuta's day. So, Mama Lenuta, gotta look good, spray, you know, feel good today, is what I thought. Yeah.
făcut. Devine din ce în ce mai clar că ziua mamei a avut un impact deosebit asupra lui Blaze, inspirându-l să devină mama Lenuța, o apariție cu totul exotică. Ce pare? M-am trezit așa, am zis, Doamne ferește, cu ce am venit în viața asta? Tu ai auzit de rață ieri și vrea să te faci stilul rățușcă? Ce rățușcă? Eu fac ou prăjit. Ou prăjit 12, așa. 12? Ieri am făcut 12. Pe bune? Da. Doamne. 4, 6, 8, 10. După 11 e 12, da? Da. 14. Am uitat, 15. 15, da? Iar ca meniul să fie complet și numărătoarea corectă, Blaze își ia rolul de mamă în serios, avertizându-și copila și că ar fi mai bine să accepte realitatea. Stai, sunt mama aici, e ziua mea. Taci și stai acolo. Cine face mâncare astăzi? Ouă prăjite. Mamă, ți-a stricat părul. Mamă, dă drumul la hotă. Câte ouă ai spart? Sunt mama. Gata, gata, mamă, stai. De cheama de luță. Tu, Vasile, sunt mama, n-am nume. Hai. Am lucrat la sua, la bucătărie, știu. Hai, te duci sus, vrei să te duci sus? Da. Ai făcut baie? Nu, nu, nu. Bă, eu dacă vrei să fac tot oriceva de azi, știu, dar mâncare, de alea nu știu. Mă duc sus, da? Mă ajuți, da? Da, da, da. Pricep. Mă duc să scâm. Să ce? Să fac, oh, după tine o să fac. Bine. Mă duc sus. Merge, da? Vai, bă, să-l prezint eu pe la așa la fete, știi? Aș muri de râs.